bisogna ridicare. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm și preamărim și înălțăm numele Tău de mare cinste în această seară. Mulțumim, o Doamne, și Te binecuvântăm pentru că ai îngăduit ca încă o dată să putem să sărbătorim nașterea Ta. Mulțumim, o Doamne, pentru că suntem în locul acesta și vrem ca aici cu toți împreună, de la mic la mare, să-ți aducem o închinare plăcută Ție. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem în obiceiuri și ceremonii omenești, ci cu toți să înțelegem care a fost rostul și scopul venirii Tale în lumea aceasta. Mulțumim, Doamne, Tu, cel prea înalt și veșnică, Te-ai coborât la noi în umilință, mulțumim că Tu, cel fără de început, ai avut un început în lumea aceasta la Betleem, Tu, cel nemărginit, Doamne, Te-ai mărginit la un trup și Tu, cel veșnic, Doamne, ai venit la noi cei muritori. Glorie Ție pentru aceasta! Te rugăm să ne ajuți ca în această seară să avem o seară binecuvântată, în care să glorificăm numele celor care ne-a iubit și a venit în lumea aceasta pentru noi. Și apoi, Doamne, dacă sunt acești suflete care încă nu se pot bucura într-adevăr de mântuirea Ta, Te rugăm, fie seara aceasta o seară binecuvântată pentru ei. Așteptăm toate acestea să ne asculți și mulțumim că ne-a ascultat toate acestea în numele și în numele eterne a Domnului Iisus, Mântuitorul nostru. Amin. Ocupăm. Am vrea să vă salutăm în seara aceasta pe toți în numele Domnului Iisus Hristos, Cel care s-a născut într-o iesle din Betleem, într-o vreme în care Dumnezeu Tatăl a ales să-și împlinească promisiunea făcută cu multă vreme înainte prin proroci. Dumnezeu și-a arătat credincioșia, și-a arătat bunătatea și dragostea față de noi, trimițând pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Fiul în lumea noastră.
Ne apropiem încă o dată și în anul acesta de sărbătoarea Crăciunului, care ne aduce aminte de tot ce s-a întâmplat și de tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, odată cu venirea în lume a Domnului Iisus Hristos. De aceea vă spunem încă o dată bun venit cu ocazia acestui concert. El se înscrie într-o serie de evenimente pe care încercăm ca biserică să le pregătim, să le organizăm cu ocazia acestor sărbători. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și am vrea ca mesajul cântării, mesajul la tot ceea ce va fi prezentat în seara aceasta aici, să ajungă la inimile dumneavoastră ale tuturor și să nu uităm că Dumnezeul nostru este același ieri și azi și în veci. Și dacă El a îngăduit să fim aici, în seara aceasta nu-i la întâmplare. Dacă Dumnezeu a îngăduit să vii aici, să auzi cântare, să auzi mesajul Crăciunului, e pentru că Dumnezeu are ceva să-ți spună. Mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și mă rog ca noi toți să luăm mesajul acesta al dragostei și al bunătății lui Dumnezeu arătate prin Domnul Iisus Hristos, să-l păstrăm în inima noastră, în casele noastre și apoi să-l transmitem înspre alții. Corul bisericii noastre s-a pregătit cu un program. La intrare în sală ați primit cu toții acest program. Puteți urmări punctele așa cum se vor desfășura ele de-a lungul programului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să fie lăudat prin tot ceea ce facem. Amin.